Miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumină Ta vom vedea lumina. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Astăzi mântuirea toată lumea s-a făcut, să cântăm celui ce a înviat din mormânt și începătorului vieții noastre, că stricând cu moartea pe moarte, biruință ne-a dăruit nouă și mare milă. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului. Și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea fericitul părintele nostru, Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru preasfințitul părintele nostru, Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, Doamne, miluiește!
binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Sunt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osănesc, pentru cei robici, pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu își aducă aminte de fără de legile și greșelile noastre ale păcătoșilor și nevrednicilor să-i rog, și cu milostivire să ne curățească păcatele și să-și întoarcă mânia sa, cea cu dreptate pornită asupra noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca nu cu urgia sa să ne mustre, nici cu mânia sa să ne pedepsească pe noi, ci să-și aducă aminte că trup suntem și duh ce iese și nu se mai întoarce, și cu milostivire să ferească de moarte sufletele noastre, și în mânie să-și aducă aminte de milă, Domnului să ne rugăm. De gram să ne scoată pe noi cei prinși în lațurile morții și să ne izbăvească de durerile iadului care ne-au cuprins, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții pomenindu-i. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție să cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea,
și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iară și iară cu pace.
prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.
iar Eva acum izbăvită vin din legături, se bucură strigând, Tu ești Hristoase, cel ce dai tuturor învierea. Domnului să ne Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește-i pe cei bine credincioși. Cine auzi pe
din cere și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfinte, Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Preaslăvite să numele Tău în veci, că drept ești Tu întru toate că Te-ai făcut nouă și toate lucrurile Tale sunt adevărate. Înțelepciune din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte, fraților. Avram, prin credință, a locuit vremelnic în pământul făgăduinței, ca într-un pământ străin. Locuind în corturi cu Isaac și cu Iacov, cei dinpreună moștenitori,
slavei aceleia și făgăduințe. Căci aștepta cetatea cu temelii puternice, al cărei meșter și lucrător este Dumnezeu. Și ce voi mai zice, căci timpul nu va ajunge ca să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftaie, de David, de Samuel și de proroc, care prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit din slab ce erau, s-au făcut tari război, au întors taberile vrăjmașilor pe fugă. Unele femei și-au luat pe morților în viață, iar alții au fost chinuiți neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere. Alții au suferit batjocură și bici, ba chiar lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu fiere străul, au murit uciși cu sabia. Au privegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmbdorați, rău primiți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rădăcit în pustii și în munci în pește și în grăbăturile pământului. Și toți aceștia, mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduința, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi. Desăvârșirea. Pace ție, sfințite cititorule, și Duhului vostru preasfințite părinte. Binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului Apostol și Evanghelist Matei să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă,
spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru, Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul vostru, preasfințite Părinte. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Domnului tău. Din Sfânta Evanghelie, după Matei citire, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui, Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadab, Aminadab a născut pe Nason, Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Boaz a născut pe Iobed din Rut, Iobed a născut pe Iesei, Iesei a născut pe regele David, David a născut pe Solomon, din femeia lui Urie. Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam. Ioatam a născut pe Ahaz, Ahaz a născut pe Ezechia, Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amos, Amos a născut pe Iosia, Iosia a născut pe Ihonia și pe frații lui, la strămutarea în Babilon. După strămutarea în Babilon, Ihonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachin a născut pe Azor, Azor a născut pe Tzadok, Tzadok a născut pe Ahim, Ahim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Așadar, toate neamurile de la Avram până la David sunt 14. Și de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri.
iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Maria, mama sa, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având împântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând să o vădească, a voit să o lase înascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis grăind. Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, căci cel zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște fiu și vei chema numele lui Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va avea împântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului. Și a luat la el pe logodnica sa și, fără să fi cunoscut-o pe ea, Iosif, Maria a născut pe fiul său, cel unul născut, căruia i-a pus numele ție, binevestitorule. Slavă ție, Doamne, slavă ție, Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iosife, nu te teme să iei pe Maria, logodnica ta, pentru că cel ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, doar câteva zile ne mai despart de mărețul praznic al nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea Biserica a rânduit ca în această duminică, dinaintea praznicului nașterii, să se citească Evanghelia după Matei, care ne prezintă genealogia după trup a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea duminica de astăzi a fost numită Duminica Sfinților strămoși după trup ai Mântuitorului nostru
Iisus Hristos. În Sfintele Evanghelii se păstrează două genealogii. Aceasta pe care am ascultat-o astăzi și care este pe linia lui Iosif din neamul lui David și ea este ascendentă plecând de la patriarhul Avraam și până la Iisus. Mai există o genealogie menționată de Sfântul Evanghelist Luca pe linie maternă de această dată și care este descendentă a lui Hristos, pâinea care s-a pogorât din cer și care s-a oferit nouă adevărată mâncare și adevărată băutură spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcopicar patriarhal, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și de-a pururi pomeniții ctitori acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, pentru toți lucrătorii și ziditorii care sustenesc înălțarea acesteia,
pentru ajutorul, sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Am greșit și fără de lege am făcut și pentru aceasta mânia ta cea dreaptă ne-a ajuns pe noi, Doamne, Dumnezeul nostru. Și umbra morții ne-a împresurat și de porțile iadului ne-am apropiat. Deci către tine, Dumnezeul nostru, cu umilință strigăm noi cei îndurerați, fie-ți milă de poporul tău și nu-l pierde de tot. Cu umilință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Cel ce stăpânești moartea și viața, nu da morții pe robii tăi, ci oprește de la noi mânia și urgia ta. Fiind pentru că pierga fumul zilele noastre, răniți suntem ca iarba sau uscătăria noastră și pierim de tot din pricina păcatelor noastre. Fie-ți milă de robii tăi, într-o pocăință cu lacrimi ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mai mult decât toți am greșit și fără de lege am făcut, Stăpâne, dar deși l-am agonisit încă pocăință, primește gândul nostru în locul ei. Și înduplecându-te spre mine ca un prea puternic, slobozește pe robii tăi de boala cea aducătoare de moarte și de cumplitere dureri. Cu lacrimi suspinând ne rugăm ție, de grabă auzi-ne și ne miluiește. Ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte așteptând de la tine mare și bogată milă. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește! Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție mărire să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut-o și-a 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 făcut-o și-a
și scumpul tău sânge, că la tine venim pe cându-ne urmașii noștri și pe viața și de viață, trăim întâi Sfânt de cântare, avem toată grija cea lumească a Consiliului Pădăr. Să vă mulțumim pentru vizionare.
drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un paraziția sa. Episcopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei, Capadociei și Patriarhul României, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Poporul român cel bine credincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și armata țării cea de Hristos iubitoare, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Frații noștri, arhierei, preoți, eromonahi, erodiacon, diacon, monași, monahii și pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe părinții slujitori aceste sfinte catedrale, dinpreună cu toți închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, și pe cei pentru care au fost aduse vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe fericiți într-o adormire patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții țării românești, cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți și de-a pururea pomeniți ctitori ai sfântului locașului acestuia, Constantin Șerban Basarab voievod, Mihnea al III-lea voievod, Radu Leon voievod, pe alți ctitori, ostenitori și binefăcători, cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
pe adormiți într-o fericire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de bătălie, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, binecredincioșilor și dreptmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Mile și iertare pentru păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cere. Și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de
de la Domnul să cerem. Amen. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem. Amen. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Să ne iubim unii pe